Salutare prieteni și bine ați venit la un nou video. Sper că n-am spart nimic de aici. Nu este clickbait acest video, adică nu am zis că pachetul meu preferat doar ca să dați click. Chiar este pachetul meu preferat, am luat două bucăți. Și acum vom vorbi strict de design de pe spate, că este de preferatul meu. Însă la material o să vedem amândoi cum este. E vorba de două pachete, Jerry's Nuggets. Sunt replici, nu este pachetul original, pentru că pachetul original cred că se găsește acum cu vreo 200 de dolari pe eBay. Cred că se găsește, n-am mai căutat de mult. Hai să le desfacem. Sunt două replici luate de pe AliExpress. Ambele m-au costat 55 de lei împreună, cu tot cu transport. Bun, hai că sunt curios cum arată și chiar am emoții. Deci, pe bune. Hai să intrăm. Hai să vedem. Sunt două culori, roșu sau albastru. Eu zic aici roșu, aici albastru. Hai, am dreptate. Dacă am dreptate, dați like. Dacă n-am dreptate, dați două like-uri. Așa zic că e roșu, da? Bă, le-am curcat. Vai, cât de frumoase sunt! Super, frate. Deci, acesta este pachetul meu preferat pe spate, cum arată. Vai, cât de frumoase sunt. Deci, mai pentru cutie merită să luați. Uite, mincinoșii. Nu știu dacă așa scrie pe cel original. Sper să am și un pachet de asta original până mor. Bun, tot ce rezinag pe partea asta. Hai, pe care desfacem? Eu zic să desfacem pe asta albastru, că e masa roșie. N-are nicio logică, dar... Deci nu cred că am început să dea unul cu bormașină. Te vorbesc mai tare și mă doare și gâtul. Și video de la început nu pot să-l iau, pentru că deja am făcut marele unboxing și nu o să am acea surpriză de două ori. Sper că nu se aude foarte tare la cubor mașina, dar aici sus avem un sigiliu. Și mi-a stricat filmulețul și ieri pe la ora 9 dimineața a dat cu ăsta, ieri pe la 9 seara a dat cubor mașina. O să desfac sigiliu. Cel mai curios sunt de materialul cărților de joc. Chiar sunt curios cum sunt. Apropo, eu când îți fac pachetele, nu știu dacă ați văzut, dau jos sigiliul de sus și ăsta de jos îl păstrez ca să rămână cutia mai intactă. Hai să vedem cum sunt cărțile. Nu am așteptări foarte mari, v-am zis. Am dat 55 de lei pe amândouă cu transport. Deci nu mă aștept că materialul să fie wow. Cutia este în regulă. Nu pare cea mai ieftină cutie, nu e de aia din carton simplu. Eu acum sunt curios dacă astea sunt de plastic sau sunt din carton. Și vom vedea fix acum. Și se simt deja fain. Am că nu-ți rău ca materialul ăsta așa un pic. Și un material de bicycle, frate, adică să văd perița de aer. Wow! Hai că pe asta n-am așteptat-o. Dar au totuși un feeling diferit. Ia să vedem cum să văd. Uitați-vă cum se contrastul, frate. Albastru. De asta îmi plac mie cărțile. Ăsta e designul de pe spate și o să fac acum un focus. Sper că îl face imediat. Ia uitați-vă la el. Așa, să umplem cadrul frumos, unul aici și încă unul aici. Uite, unul așa. Uite, avem și bormașină, muzică pe fundal. Ce vreți mai mult? Să zic cât de frumos e. Bun, hai să vă arăt și cum merg cărțile, că și eu sunt curios. Hai să facem un inventar prima oară. Stai că l-am greșit. Și am început bormașina și mai tare, care mi-a stricat cel mai impecabil. Bă, deci am așteptat toată viața să fac video ăsta și am venit să cumpăr mașina. La inventarie cred că merge bine. O să-l dau și cu pudră pachetul ăsta. Și cred că video în care îl dau cu pudră o să și filmez și o să și explic cum dau cu pudră. Deși am mai făcut un astfel de video pe canalul vechi, o să explic mai mult în acel filmuleț. No, deci sunt frumoase de tot, jur. Și își merită bani, cred că o să mai iau. Asta este Jokerul, Compliments of Jerry's. Nu știu, se simt ca bicycle, într-adevăr, dar au un feeling un pic mai diferit, nu știu, sunt mai moi, cred că, nu știu. Da, sunt un pic mai moi, am impresia. Dar merg frumos, îmi plac. Hai să vedem dacă pe față sunt diferite, acesta este asultima neagră. Impecabil. Nu știu, am impresia că sunt cărțile de joc de la bicycle, deși sunt negre cărțile standard. Asta parcă e un negru un pic mai întinat, nu știu de ce. Nu, deci nu am nimic schimbat, dar uite, sunt mai întinate, sunt negre așa, uite.
Ia am un bicycle pe aici, ia, un pic, să zic la dreptate. Ce mai standard pachet. Una de aici. Se vede că e mai negru asta față de asta. Și uite, vorbesc doar de așa, uite. Bun. Deci chiar merge, merge frumos pachetul ăsta, trebuie să mă ajut un pic cu el. Ia să fac și un mânevantea mai bun. Aproape. Ah, dar pentru banii ăștia mi se pare aur curat ce e aici, nu? Cu siguranță o să mai cumpăr pachete de genul ăsta. Aveau și pe negru pachete, au și pe negru pachet de ăsta, dar nu mi-aș fi luat așa ceva. Uitați-vă cât de frumoase sunt la Floriș. Îmi pare rău că nu am camera mai departe, un pic. Uitați-vă cum se mișcă piesele astea. Turnul Iris. Opa, nu prea mai poziție bună. Nu, dar sunt foarte frumoase cărțile. Nu știu, ce părere aveți voi de cărțile astea? Vă plac cum arată? Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi ce părere aveți voi despre ele. Și cu siguranță o să mai fac și alte review-uri și unboxing-uri. Cu siguranță asta. Până data viitoare vă urez noapte bună!